Fondul Monetar Internațional va trimite o delegație în România. Vizita reprezentanților femeii vizează anumite măsuri fiscale în contextul adâncirii deficitului bugetar. Astfel, în viziunea femeii, statul român ar putea să restrângă mai mulți bani la buget în condițiile în care ia în calcul reducerea pragului de impozitare pentru IMM-uri, introducerea impozitului progresiv, introducerea taxei pe carbon în transportul și construcții, acize suplimentare pe combustibilii fosili și creșterea impozitării proprietăților. Discuțiile au loc în contextul în care România a depășit deficitul bugetar convenit cu Uniunea Europeană. Analiștii economici au estimat că deficitul bugetar ar putea ajunge în acest an la 8% după pomenile electorale.